Bună ziua, dragii mei! Bine ați venit în lumea preparatelor delicioase și sănătoase, unde împreună vom găti rețetă cu carne de curcan de la Peneș Curcanul. Astăzi vă voi arăta cum puteți pregăti acasă supă din aripă de curcan tăiței de casă. Urmăriți-ne în continuare să vedeți cât de ușor se prepară. Pentru a pregăti această rețetă vom avea nevoie de o aripă întreagă de curcan de la Peneș Curcanul, o ceapă, un morcov, o rădăcină de pătrunjel, jumătate rădăcină țelină, un ardei gras, jumătate legătură de pătrunjel verde, o linguriță cu piper boabe și sare. Iar pentru tăieței de casă vom folosi un ou, aproximativ 100 g de făină și puțină sare. Vom începe cu pregătirea aripii de curcan. O secționăm în două bucăți, o adăugăm într-o oală cu apă rece, peste care punem sare după gust. Punem oala la fiert pe aragaz la foc mediu. Când apa începe să clocotească, începem să colectăm spuma formată. Între timp, putem să pregătim legumele. Curățăm morcovul, rădăcina de pătrunjel, cea de țelină și ceapa de coajă. Apoi luăm fiecare legumă și o tăiem pe jumătate. Tăiem ardeiul gras în felii mai late și pătrunjelul verde îl tocăm mărunt. În momentul în care nu se mai formează spuma, putem adăuga legumele și boabele de piper. Lăsăm totul la fiert, la foc mic, pentru cel puțin o oră și jumătate. Cât fierbe supa, putem să începem să pregătim aluatul pentru tăieței. Spargem un ou într-un bol, punem puțină sare și îl batem cu o furculiță. Începem să incorporăm din făină puțin câte puțin și continuăm să amestecăm cu furculița. În momentul în care aluatul nu se mai lipește, îl scoatem din bol și începem să-l frământăm pe blatul de lucru. Când aluatul este gata, îl acoperim cu o folie alimentară și îl lăsăm la odihnit 10-15 minute. După ce a trecut timpul, îndepărtăm folia, presărăm făină din belșug pe blatul de lucru și pe aluat și începem să-l întindem cu un sucitor. Când foaia de aluat are aproximativ 2 mm grosime, putem să împărțim aluatul în 2 sau în 4 bucăți egale în funcție de preferințe. Rulăm strâns foile de aluat și începem să tăiem tăieței. Desfacem cu grijă tăieței și îi lăsăm puțin la uscat. Când a fiert aripa, o scoatem cu grijă din supă și o lăsăm puțin la răcit. Scoatem și restul legumelor din supă și strecurăm zeama. Dăm jos carnea de curcan de pe oase și o tăiem în bucăți potrivite. Din legume păstrăm doar morcovul pe care îl tăiem în felii. Adăugăm înapoi în supă carnea și morcovul și lăsăm să dea în clocot. Punem tăieței și lăsăm totul să fiarbă 3-4 minute. La sfârșit, presărăm pătrunjelul verde tocat mărunt. Supa din aripă de curcan cu tăieței de casă este gata. Vă dorim poftă bună! Aceasta a fost rețeta pentru supă din aripă de curcan cu tăieței de casă. Scrie-ne părerea ta în secțiunea de comentarii, iar dacă vrei să vezi mai multe rețete cu carne de curcan, abonează-te la canalul nostru. Ne vedem data viitoare cu o nouă rețetă Peneș Curcanul.